Prezent la Constanța, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a fost întrebat de soarta Agenției pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare. Acesta a spus că nu va trece în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Atât timp cât n-a trecut până acum, nu trece. Că știți foarte bine ce v-am spus anul trecut. Rămânem în zona asta, cum suntem acum. Asta nu înseamnă că nu pot fi îmbunătățite lucruri. Reamintim că în 2021, fostul ministru al transporturilor, Cătălin Drulă, anunța că Agenția Română pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare va fi desființată. Din iulie 2021, ARSVOM are o conducere militară în persoana maiorului Ionuț Voicu, detașat de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea.